Bună ziua, Doamne ajută, oameni faini și lume multă! Eu sunt Paula Nanie și împreună cu colega mea, Andreea Haisan, am venit în sfârșit pentru dumneavoastră în această duminică frumoasă. Am venit cu mare drag de aici, de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Guste din București, să vă vedem și să ne întâlnim în această duminică. Ne e mai mare dragul că ne vedeți dumneavoastră pe noi. Cred că v-am lipsit de o perioadă, însă acum am reușit să fim alături și prin cale vizuală și nu vă vorbim mai mult, ci vă spunem că am pregătit o ediție extraordinară, nu-i așa? Așa este, așadar vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că începe emisiunea Magazin Folcloric! Ajută, oameni faini și lume multă. Bună ziua, Doamne ajută, oameni faini și lume multă. Yeah, hai, hai, am zinit aici la voi, mă. Yeah, hai, hai, să vedeți ce fain la noi, mă. Pătăța mumă. Yeah, hai, hai. Hai, hai, da, hai, la mare acumă. Câte-i lumea în lung și-n lat, loc mai mândru n-am aflat, mă. Câte-i lumea în lung și-n lat, loc mai mândru n-am aflat, mă. Yeah, hai, hai, cine vrea să ne cunoscă? Yeah, hai, hai, îi poftim la noi acasă. Că-i primim cu sufletul, mă. Ei, hai, hai. Hai, hai, da, hai, la mare acumă. Hai, hai, da, mândră, la joc, hai. Ei, doar n-ai zinit să stai, hai, da, măi. Cine nu știa juca, zi-e la noi și-a învățat, mă. Cine nu știa juca, zi-e la noi și-a învățat, mă. Yeah, hai, hai, om juca și-om tropoti, mă. Yeah, hai, hai, și la joc om tioti, mă. Și-om strâga cu tot glasul, mă. Yeah, hai, hai. Hai, hai, da, hai, la mare acumă. După o gură de horincă, nu-ți mai pare greu nimică. După o gură de horincă, nu-ți mai pare greu nimică. Yeah, hai, hai, nici e lucru de lucrat, mă. Yeah, hai, hai, nici fetile de țucat, mă. Ghețor trage cu ochiul, mă. Ei, hai, hai. Hai, hai, da, hai, la mare acumă.
Am revenit pe ulițele celui mai iubit muzeu, și anume Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Și avem bucuria să o revedem pe doamna director Paulina Popoi. Bună ziua și bine ați revenit la Magazin Folcloric! Bună ziua și dumneavoastră, bine ați revenit la Muzeul Satului! Trecem printr-o perioadă puțin diferită. Suntem încercați și nu știm dacă și cum vor evolua lucrurile în viitor. Cum a fost vara aceasta la Muzeul Național al Satului? Cred că a fost o vară, a zice, mai ușoară decât altele, dar și mai grea în același timp, pentru că noi eram obișnuiți cu foarte mulți vizitatori vara la muzeu, cu oameni care se plimbau pe alei, cu oameni mulți, foarte mulți copii care participau la atelierele noastre. Ori vara asta am fost puțin mai singur decât de obicei, sigur nu foarte singur, pentru că muzeul a fost totuși foarte vizitat, dar nu ca în alți ani, firesc într-un fel. Și ce m-a bucurat foarte mult și mă bucură este că oamenii chiar au respectat regulile de la intrarea în muzeu, deci nu știu în rest. Unul dintre cele mai îndrăgite evenimente este tabăra vara pe uliță. Cum s-a desfășurat această tabără vara aceasta? Da, vara aceasta, a zice că au fost destui copii și nu... ca în alți ani, nu peste 1000, nu 2000 de copii cum am mai avut, dar au fost suficienți, asta pentru că cereri au fost, dar noi am limitat numărul de participanți la ateliere, fiecare atelier având numai mult de 6 copii. Asta a însemnat distanțare, asta a însemnat meșterul care a trebuit să poartă masca tot timpul. Copiii însă s-au simțit și în vara asta foarte bine la noi și chiar pentru că au fost mai puțin, am stat mai mult de vorbă cu ei. Au avut, în afară de meșteșugul pe care au învățat cât au învățat ei de la un atelier, au avut și foarte multă distracție și ca noutate așa a fost că am adus criminaliștii de la Inspectoratul General al Poliției care i-au învățat să fie atenți și i-au învățat și cum se iau amprentele și ce se întâmplă, care sunt instrumentele astea sofisticate și misterioase ale lor. Au fost și câini polițiști pe aici, deci au avut noutăți într-un fel neașteptate, de surprize, dar au fost și domnii de la circ care au dat spectacole, am avut foarte multe întâlniri și li s-a spus povești, au învățat multe lucruri, au făcut modelaj, deci a fost foarte interesant. Mai ales că, mergând așa pe aleile muzeului, de la un atelier la altul, am întâlnit și cu grădinițe, cu copii mititei care veneau cu educatoarele aici la noi și am avut satisfacția și bucuria de a primi mulțumiri din partea lor pentru ceea ce facem și noutatea noutăților a fost tabăra medievală. Spuneți-ne despre tabăra medievală, dacă spuneți că într-adevăr a fost o noutate, având în vedere tot ceea ce trăim în perioada aceasta. Da, noi ne-am gândit să diversificăm puțin programul vacanței. Sigur că asta ne-am gândit înainte de COVID, dar pentru că s-a întâmplat acest lucru, nu am renunțat la idee și am adus un atelier de doar 9 copii. Foarte interesant, însă, pentru că noi ne-am gândit că această tabără medievală, acum a fost prima ediție, dar ne-am gândit ca în anii următori să o multiplicăm și să facem ceea ce s-ar numi aici în zona sud a muzeului, pentru că e mai aerisită, cum se trăia nevul mediu într-un sat. Bineînțeles că ei în vara aceasta au învățat despre instrumente muzicale vechi, nu neapărat populare, dar instrumente muzicale care erau folosite în evul mediu și unele au fost strămoșele instrumentelor contemporane. Au aflat cam cum sună muzica medievală și nu numai asta, au tras cu arcul la țintă, au învățat să cânte la aceste instrumente, deci s-au simțit extraordinar de bine și au făcut și o paradă în muzeu, această tabără medievală cu 3 profesori, de fapt 2 profesori și o profesoară, au avut un mare succes la copii, mai ales că domnul Andrei Moț știe foarte bine să se poarte cu copiii și cred că și-a făcut ceva fan pe aici prin muzeu.
Acesta a fost un an cu totul și cu totul special și vara aceasta a fost una aparte. Cum ați simțit că au acceptat meșterii participarea la eveniment, având în vedere situația prezentă? Eu vreau să vă spun că și meșterii și actorii cu care noi colaborăm și cântăreții cu care noi colaborăm au fost mai atașați ca niciodată față de acest muzeu în primul rând. Deci am simțit dragostea oamenilor pentru instituția Muzeul Satului și pentru loc mai ales, pentru spiritul locului, pentru că, de exemplu, la început de an, când noi nu prea aveam buget, au fost foarte mulți actori care s-au oferit să citească povești pentru copii în spațiu online. Au fost mulți cântăreți care ne-au ajutat. Meșterii la tabăra de creație au fost absolut formidabili, pentru că pe lângă faptul că, mă rog, n-au fost plătiți cu sume prea mari, au venit și au stat tot timpul, au respectat regulile, i-au învățat pe copii să respecte regulile. Într-un fel, i-au ajutat să treacă peste această vară dificilă, copii care oricum erau traumatizați de faptul că au stat atâta vreme în casă și, așa cum am și spus la un moment dat, a fost o vară chinuită pentru copii, iar noi am încercat să îi facem să uite și cred că am reușit așa în mare parte. Cu toții cunoaștem faptul că Muzeul Național al Satului este un muzeu viu și amintesc de faptul că nu au fost puțini totuși cei care au pășit pragul având în vedere situația prezentă. Dacă ar fi să ne gândim la cum au regăsit copiii această tabără de creație și toate activitățile, cum i-ați simțit pe ei? În primul rând, eu i-am simțit eliberați, pentru că au venit aici și au început să se comporte normal. N-a fost nevoie să poarte mască tot timpul, dar am simțit o legătură mai bună chiar între copii. Deci altfel s-au comportat. Într-adevăr, situația aceasta foarte neplăcută, pe care sigur că trebuie să o suportăm cu toții, a creat niște legături mai speciale între copii, mai profunde în același timp. Au fost mai cuminți ca niciodată. N-a trebuit să îi mai coborâm de prin copaci. Deci au fost foarte ascultători, au stat la atelier, au făcut, sigur, o lărită rămâne atelierul vedetă și i-am văzut ajutându-se unul pe altul, dar eliberați în același timp, pentru că s-au și jucat foarte mult și noi ne-am străduit să aducem lucruri deosebite pentru ei. De-a lungul timpului, satul românesc a trecut prin mai multe molime, să le spunem, prin mai multe încercări. Cum a depășit satul din inima capitalei această încercare? Da, acum asigur că, da, așa este, satul românesc a trecut prin foarte multe încercări și mai trece încă nu s-a terminat. Satul încă nu s-a modernizat suficient, încă mai merg sătenii pe, nu pe asfalt, ci pe aleile de pământ, dar, așa cum știm, românii sunt rezistenți. Muzeul Satului sigur că are niște avantaje, în primul rând, pentru că nu este chiar un sat, ci este totuși un muzeu, și a trebuit să respectăm, inventăm regulile uneori și să le și respectăm. În afară de regulile stricte pe care legea ni le-a impus, noi a trebuit și trebuie să îi învățăm pe copii mai ales, dar și pe adulți, că au fost destui adulți și recalcitranți, că nu ne putem juca cu această molimă, cu această, cum zic unui, criză sanitară, pentru că, indiferent dacă noi credem că există sau că nu există COVID, el există. Și atunci vedem atâtea nenorociri care se întâmplă, medici care mor, oameni care au murit, nu putem să trecem peste asta. Și atunci s-au respectat foarte bine regulile, am avut grijă ca totul să fie curat, totul să fie dezinfectat. Poate că am învățat acum și noi și cei mici să ne spălăm mai des pe mâini. Și cred că am depășit în primul rând prin calm această molima satului din București, prin calm, prin faptul că cu politețe și drăguț, așa, i-am rugat pe oameni să aibă grijă că sunt într-un muzeu și ei au avut. Pe mine, aici la Muzeul Satului, nu vorbesc de restul țării, m-a impresionat tocmai faptul că oamenii
chiar au fost cooperanți și au avut mai ales un loc în care au venit cu copii. Au venit foarte, foarte mulți copii, foarte multe mămici cu copii mici, care de obicei știți că noi nu lăsăm să pui pătura pe iarbă, că suntem totuși un muzeu. Dar am mai trecut cu vedere aceste lucruri. Și atunci eu zic că am reușit cu calm, cu înțelegere să trecem peste acest moment. Dumneavoastră sunteți la cârma acestui muzeu, la cârma acestei instituții și știu că sunteți implicată în primul și în primul rând cu sufletul în tot ceea ce înseamnă Muzeul Național al Satului Dimitrie Gustei din București. Dumneavoastră, ce v-a fost cel mai greu în această perioadă? Cel mai greu mi-a fost să văd muzeul gol, pentru că, așa cum vă spuneam, noi aici eram obișnuiți cu foarte mulți oameni, cu foarte multe întrebări, cu foarte mulți copii pe alei. Ori în mai noi am deschis pe 20 mai muzeul, până în mai muzeul a fost absolut gol, deci mi s-a părut absolut neobișnuit să și luna mai a fost o lună atât de frumoasă în muzeu, a fost plin de flori și aprilie la fel. Mi s-a părut neobișnuit să vin singură în muzeu, mi s-a părut neobișnuit să petrecem sărbătorile singuri în muzeu, deci asta mi s-a părut mie cel mai greu, a fi liniștea din muzeu, a fost mult prea mare. Muzeul Național al Satului are și foarte mulți angajați responsabili cu tot ceea ce se întâmplă aici. Ei cum au trecut peste această perioadă? În ce stagiatură se regăsesc acum? Da, păi trebuie să vă spun că la fel am avut, nu uimiri, ci unele surprize foarte plăcute. În perioada în care oamenii au trebuit să stea acasă, fie că au stat în telemuncă, fie, mă rog, în diverse situații, au mai venit din când în când în muzeu pentru ce credeți? Unii au venit să sape grădinile din curțile caselor. De exemplu, m-am întâlnit cu un coleg muzograf care a venit cu trimărul de acasă și tăia iarba în muzeu. Deci am fotografii cu ei, am fotografii cu pompierii, cu muncitorii, cu toată lumea care tot timpul a venit în muzeu, tot timpul au avut grijă, tot timpul au făcut nu fișa postului, ci mai mult decât fișa postului. Asta e foarte important. Faptul că oamenii au fost atașați, faptul că au făcut cu sufletul tot ce au făcut, nu mai era vorba de știință, nu mai era vorba de fișa postului sau de alte lucruri. Și atunci eu zic că ei au trecut bine oarecum această perioadă. Am avut grijă ca nici salariile să nu diminueze foarte tare, pentru că noi n-am avut șomaj tehnic, am avut foarte multă telemuncă, pentru că avem muzeograf și oameni care pot face cercetare de acasă. Și mai important este că supravegherea, deci doamnele care, sigur, nu mai aveau obiectul muncii, neavând vizitatori în perioada de interdicție de a ieși din casă, au venit și au format o echipă de doamne care au lipit casele, s-au ajutat una pe alta. Deci a fost, vreau să vă spun că o situație neplăcută, dar care ne-a creat surprize plăcute în privința personalului care acum a demonstrat sau acum s-a demonstrat cine este atașat instituției și cine nu. Vreau să vă spun că procentul de atașament față de instituție este de 99%. Nu degeaba, marea majoritate a persoanelor cu care eu m-am întâlnit în ultimul timp au devenit puțin mai apropiați de ceea ce înseamnă lucrul simplu, de ceea ce înseamnă atașarea sufletească de colegi, de ce nu? Pentru că sunt convinsă că aici sunteți o adevărată familie și împreună ați trecut prin toate lucrurile bune și iată, acum putem să spunem, mai puțin bune. Da, aveți dreptate și eu zic că și consider că suntem o familie. Suntem 160 de persoane angajate la muzeu, sigur diferite și ca statut profesional, diferite ca înțelegere, dar diferențele acestea aproape s-au șters în această perioadă și practic oamenii au colaborat foarte, foarte bine. 160 de persoane, din care majoritatea sunt femei cu multe probleme acasă, cu copii. Este o situație dificilă până la urmă, dar asta vă spun că am trecut cu bine tocmai pentru că este o echipă sudată.
Aminteam puțin mai devreme despre activitățile de pe perioada verii, dar iată urmează, pentru că știu că Muzeul Național al Satului în mod normal niciodată nu stă în loc, chiar dacă pe perioada izolării a trebuit să rămânem în casă și, cum spuneați, nu prea mulți oameni au pășit pragul muzeului. Iată vine perioada de toamnă, vine iarna, activități în fiecare an, atât în toamnă cât și în iarnă existau aici la muzeu. Ce pregătiți pentru sezonul toamnă? Iarnă, păi, sigur, va fi pentru noi foarte importantă luna octombrie, ca de obicei. Luna octombrie pentru noi înseamnă Marele Târg de Sfântul Dumitru și momentul în care celebrăm și Ziua Muzeului, pentru că, așa cum știți, muzeul poartă numele de Dimitrie Gusti, de la fondatorul lui, iar Biserica Turea din această zonă nouă a fost resfințită cu hramul Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Deci pregătim acest târg care de obicei aducea mii de vizitatori, nu știu acum ce se va întâmpla. Mai avem în septembrie, sfârșit de septembrie, câteva acțiuni dedicate culesului viilor, Ziua Crucii, de asemenea mijloc de septembrie. Dar după luna octombrie vom avea luna decembrie, care înseamnă Crăciunul, care înseamnă întâlnirea copiilor cu Moș Crăciun, Cartea Faptelor Bune, pentru că știți că noi facem o colectă pentru copiii din casele de copii sau copiii defavorizați. Și atunci ne gândim la marile acțiuni, pentru că în mod normal aveam în fiecare weekend ateliere pentru copii, dar sigur vom face în continuare ceea ce vom putea în limitele legii. Și uite, trecem de acest 2020, acest an care a fost cumva încercat și ne-a încercat pe toți. Ajungem în anul 2021, să spunem, și să sperăm cu optimism și cu gânduri bune. Ce așteptări aveți de la noul an? Păi trebuie să vă spun că prima mea așteptare este să scăpăm de această molimă. Deci cred că toți așteptăm un vaccin, ceva sau, nu știu, un tratament care să ne elibereze de această teamă cu care trăim fiecare dintre noi, fiecare avem copii și dacă nu ne e teamă pentru noi, ne e teamă pentru cei dragi. Și atunci aceasta ar fi prima așteptare și sigur o așteptare legată neapărat de muzeu, de instituție, ar fi să reușim să dezvoltăm în continuare muzeul, să finalizăm ce mai este de finalizat din zona sud și, bineînțeles, să reușim să ne reluăm activitățile în mediul extern, în străinătate, pentru că muzeul, știți că a făcut o foarte bună imagine a României peste tot în lume. Am întrerupt această legătură, oarecum am întrerupt-o, pentru că încă am mai colaborat cu ambasadele sau cu centrele culturale în spațiul online și pentru că deja am avut succes în spațiul online, am avut peste 2 milioane de vizitatori chiar în prima parte a anului, vom continua și acest tip de acțiuni. Sigur, așteptarea mea cea mare, în afară de ce vă spuneam, să scăpăm de COVID, ar fi ca cei responsabili între ale culturii, ceva mai sus decât noi, să dea mai multă atenție muzeului, să înțeleagă că aici este un loc foarte vizitat, un loc foarte îndrăgit, nu numai de români, ci și de străini, și poate să ne dea mai multă atenție în privința bugetului. Dacă ar fi să le adresați celor ce ne urmăresc un îndemn de a continua să păstreze Muzeul Național al Satului, muzeu viu, ce le-ați spune? Fie că e vorba de a păși pe ulițele satului de aici, din inima capitalei, fie, cum spuneați mai devreme, de mediul online. Bineînțeles că Muzeul Satului are deja 84 de ani. Anul viitor va fi marea sărbătoare de 85 de ani a muzeului. El va dăinui. Eu sper că niciun fel de vremuri nu vor reuși să desfințeze Muzeul Național al Satului. Știți că au fost multe încercări și n-au reușit. Eu cred că și în viitor muzeul își va avea apărătorii lui, tocmai pentru că într-o vreme în care satul se schimbă foarte rapid, în care valorile tradiționale încep să slăbească, Muzeul Satului păstrează exact aceste comori.
atunci ar fi păcat să dispară, pentru că în momentul în care se șterg și aceste muzee, că nu suntem numai noi, suntem 20 de muzee în aer liber, când și acestea se șterg de pe fața pământului, ne ștergem și noi odată cu ele, deci pierdem identitatea și începem să nu mai știm cine suntem. Și atunci, sigur, îndemnul meu este ca, dacă vrei să știi cine ești, trebuie să-ți păstrezi rădăcinile. Aici, la muzeu, o parte din aceste rădăcini noi le păstrăm, nu numai în ceea ce se vede în jurul nostru în expoziția în aer liber, ci și în depozite, unde avem peste 60.000 de obiecte care nu se mai găsesc niciun fel în sat. Prin documentele pe care le avem în arhive, peste 200.000 de documente, începând cu școala sociologică, documentele din satul de la 1936, toate acestea sunt comori care trebuie păstrate. Așa că, sigur, îndemnul se duce mai întâi către specialiștii și către cei care lucrează aici la Muzeul Satului, ca și către colegii din toată țara, pentru că ei sunt un fel de pasnici ai identității noastre, i-aș numi, și către publicul care vine, ne vizitează, evident, din dragoste și, evident, din curiozitate, vin străinii tocmai ca să vadă cum se trăia altă dată în satul românesc, cum străinii se trăiește și acum. Aminteați puțin și mai devreme despre vizitatori, dar despre străini am vorbit. În anul acesta am avut aici la Muzeul Satului și vizitatori din alte zone ale țării, alte colțuri ale lumii, nu o să credeți, dar am avut. Am avut pe cei care au fost în croazieră pe Dunăre sau pe Marea Neagră, și pentru că noi avem niște contracte cu societățile de turism, au fost aduși și germani, mai ales am văzut în Muzeul Satului. Și deci n-am mai avut ca altă dată, pentru că anul trecut am avut 910.000 de vizitatori, din care mai mult de jumătate au fost turiști străini. Anul acesta, sigur, n-am mai avut aceeași cifră impresionantă, dar au fost. Îi așteptăm pe toți cei ce sunt dornici să viziteze Muzeul Național al Satului Dimitrie Guste din București, pentru că cumva întreg poporul român s-a pornit anul acesta și a conștientizat, cel puțin înscris pe mediile online, că trebuie să ne vizităm țara, trebuie să ne cunoaștem locurile care sunt într-adevăr valoroase pentru noi ca popor și pentru identitatea noastră. Da, eu sper că a fost într-adevăr, a fost un an foarte greu, dar a fost și un an al, așa cum bine a zis, al conștientizării unor lucruri. În primul rând, poate că am conștientizat că legăturile dintre noi trebuie un pic schimbate, că avem nevoie de mai multă politețe și de mai multă solidaritate, pentru că ați vorbit de mediile online, dar sigur că este și anul în care începem să vedem cine, cu adevărat cine suntem. Și sper eu că în acest an foarte mulți oameni au conștientizat că se pot întâmpla lucruri atât de grave într-un minut, încât chiar nu mai este nevoie să ne certăm și să ne spunem lucruri grele unul altuia, pentru că totuși avem de ținut niște valori, avem de arătat niște lucruri. Chiar suntem o țară frumoasă și o țară apreciată de cei din afară, mai rămâne să o aprecieze și cei dinăuntru. Dacă ar fi să le transmiteți o invitație la muzeu, acum, pentru că urmează târgul de toamnă, urmează târgurile pentru perioada iernii, ce le-ați spune telespectatorilor? Tot decât să le spun că îi așteptăm cu brațele deschise, că vor veni aici în altă lume decât lumea Bucureștiului, că pot închide poarta după ei și pot uita de orașul nebun care este Bucureștiul și plin de praf sau plin de zgomot, și aici se află în altă lume. Așa că noi așteptăm pentru o clipă de răgaz, în primul rând, și de ce nu pentru a medita mai mult asupra fiecăruia dintre noi, pentru a ne găsi sinele aici în Muzeul Satului. Vă mulțumim din suflet pentru că, iată, ne-ați primit din nou aici în gospodăria dumneavoastră, în satul din inima capitalei, așa cum ne place nouă să-l numim. Mulțumim din suflet! Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, emisiunea Magazin Folcloric merge mai departe! We'll be right back.
sune nașul și cu fina. Nunte cu mătrii la om veselii, om cu om de-o lartă, jocul se înceapă. La mulți ani, mulți ani frumoși, hai da să trăiți și cu veselie multe tot așa să fiți. Hei, umblă vorba în Bucovina și chiar e așa. Hei, unui nașu, unai fina, zei nu te lăsai. Dați-vă aproape, hai dați lângă noi. Da, grijeliți deoparte, ia cântați și voi. Da, ia cântați așa, cu nașul și cu fina. Și tăzi pe aici, ei, ori de-s mari, ori mici. Hei, la mulți ani, mulți ani frumoși, hai da să trăiți și cu veselie multe tot așa să fiți. Umblă vorba-n Bucovina și chiar e așa. Unui nașu, unai fina, zei nu te lăsa. Lângă noi, ia strigați mai tare să s-audă în vale. Când e dragă viața și ne râde fața, la mulți ani, mulți ani frumoși, hai da să trăiți. Hai și cu veselie multe tot așa să fiți. Hei, umblă vorba-n Bucovina și chiar e așa. Hei, unui nașu, unai fina, zei nu te lăsa. Hei, la mulți ani, mulți ani frumoși, hai da să trăiți și cu veselie multe tot așa să fiți. Hei, umblă vorba și chiar e așa. E unui naș, unui fina, zi nu te lăsa. Andreea, ai pregătit reportajul de astăzi? Am pregătit un reportaj, sunt sigură, pe placul tuturor celor ce ne urmăresc astăzi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că începe rubrica Reportaj! La sat e maică veșnicia, la sat e crezul din bătrâni, la sat e cerul și câmpia, la sat te simți că ești român. Veșnicia s-a născut la sat, așa spune o vorbă din popor. Fiecare comunitate rurală se agață de trecutul ei pentru a cunoaște veșnicia. Dar oare își mai poate căpăta satul românesc veșnicia? Străbunii s-au dus și au luat cu ei rânduieli nescrise. Satul românesc s-a întins după modernitate, iar țăranul și-a lăsat plugul cu boi în favoarea mașinăriilor automate. În amintirea a ceea ce a însemnat satul tradițional românesc și pentru a înțelege bogăția, dar și particularitățile zonale ale satelor de pe întreg arealul românesc, ne îndreptăm atenția spre Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București, satul viu din inima capitalei. Pășim pe ulițele acestui muzeu de mulți ani și la fiecare revedere ne mângâie dorul de casa bunicilor sau de vatra satului în care am crescut. Anul acesta a fost un an plin de încercări pentru toată lumea. Mulți nu am putut să ne vizităm bunicii sau rudele vârstnice. Am stat izolați, dar pentru unii bucureșteni, alinarea a venit de la Muzeul Satului. Cum vi se pare Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti? E precum aerul proaspăt de dimineață. Este prima oară când veniți la muzeu? A, nu, e unul din muzeile favorite. Ne simțim așa foarte acasă la Muzeul Satului. Ați simțit să-i aduceți și pe copii aici? Considerați că este un loc potrivit pentru ei? Eu sunt crescut la țară și pentru mine Muzeul Satului e așa, un soi de întoarcere în timp, o
amintire plăcută vis-a-vis de legată de copilărie și aceste amintiri îmi doresc oarecum să le aibă și copiii noștri. În sat, omul își punea toată nădejdea în Dumnezeu, familie și în gospodărie, iar când vine vorba de aceasta din urmă, ea oglindea cel mai bine hărnicia și starea materială a familiei ce o locuia. Tot mergând la pas prin muzeu, ne-am oprit în fața unei gospodării din Stănești, județul Argeș, construită în secolul al XIX-lea. Această gospodărie completă, sigur, a aparținut unor harnici musceleni. Construcția casei a fost realizată pe un soclu înalt de piatră, având pereții de lemn cioplit, tencuiți cu lut și apoi zugrăviți. Acoperișul este făcut în patru ape, având învelitoare din șiță măruntă și deasă. Gospodăria este completă, având pe lângă casa de locuit, șură cu grajd și fânar, povarna pentru distilarea țuicii, bucătărie de vară și cotețe pentru animale. Pe o bancă, la umbră, grijulie și atentă la nepoțelul ei, stă o bunicuță. Cum de v-ați gândit să aduceți copilul la muzeul satului? Pentru că e un loc mai liniștit. Deocamdată el nu înțelege chiar dacă îi arătăm casele de pe aici, dar este un loc mai liniștit și mai un pic de umbră, mai departe de agitația orașului. Parcurile sunt aglomerate în perioada asta și atunci am preferat să venim aici unde e mai liniștit. Ce ne mai lipește acolo? Ce este acela? Un brăduț. Brăduțul? Și ce culoare are brăduțul? Ce culoare e brăduțul, Alexei? E galben? De. Nu. Nu, verde! Ușor-ușor am pornit într-o călătorie imaginară pe Valea Marei, în satul Berbești. Numai satul Berbești ni l-am imaginat, căci o gospodărie de prin acele locuri din anul 1775 am găsit la Muzeul Satului. Gospodăria a fost reconstruită în Muzeul Satului în anul 1962 și este reprezentativă pentru țara Maramureșului, scoțând în evidență principalele ocupații ale locuitorilor: creșterea vitelor, agricultura, lucrurile la pădure. Construcția a fost ridicată de meșterii scusiței vremii, cum era și Pașco de Pesălaj, cel care în 1775 s-a semnat pe grinda meșter a casei din gospodărie. Oamenii vin la muzeu pentru liniște, pentru istorie și tradiție, iar părinții și bunicii își aduc copiii pentru a le face, într-un fel sau altul, legătura cu străbunii. Bună, cum te cheamă? Alex. Ești pentru prima oară la Muzeul Satului? Am mai venit aici când eram mai mic. Și ce-ți place la Muzeul Satului? Cam toate căsuțele, îmi plac și că erau când eram mic niște căprițe. Îți place că găsești animale aici? Da. Și e și natură, sunt și case, foarte frumos. Ai fost și la atelierul din vară? Nu, din păcate. Dar pentru anul viitor îți propui să vii? Da, acum că mi-ați zis de el, da. Dacă ar fi să le spui celor ce ne urmăresc acum, copiilor, să vină la Muzeul Satului, ce le-ai spune? Să vină cu mare drag, e foarte frumos, chiar se merită să veniți aici, e foarte frumos. Satule, părinte drag, oi veni la tine în prag, să mă plimb ca altădat când eram la mine în sat.
aceasta a fost întâlnirea cu dumneavoastră. Ne bucurăm din suflet că, iată, în această duminică frumoasă am fost alături de cei ce ne urmăresc de fiecare dată cu mare drag. Nu uitați, așteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa redacției și vă așteptăm cu drag pe pagina noastră de Facebook, Magazin Folcloric. Așteptăm mesajele voastre și să nu fiți timizi, ne așteptăm să ni le trimiteți pentru că noi le citim pe toate. Așadar, până duminica viitoare, Paula Ananie și Andreea Haisan vă urează toate cele bune! De dragostea în drum, la 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 la. Frunzulițe de alună, la 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 la. Eu ieșit dragostea în drum, la 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 la. Și-o zis că drumul mi le leagă, la 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 la. De nu-i dau inima-ntreagă, la 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 la. Am vorbit, la 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 la, că nu-mi arde de iubit, la 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 la. Tot asta și am vorbit, la 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 la, că nu-mi arde de iubit, la 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 la. Că am greu de cules, la 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 la, cu boi la târg de mes, la 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 la. Ascultat, la 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 la, pe suflet s-o așezat, la 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 la. Dragostea nu ascultat, la 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 la, pe suflet s-o așezat, la 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 la. Și de când m-o întâlnit, la 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 la, eu într-una am iubit, la 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 la. Și de drag mi-i viața plină, la 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 la. Că am dragostea-n inimă, la 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 la.